Domnule Comșa, înfrângere la Ogna Mureș, ce s-a întâmplat astăzi? N-am marcat, am fost învinși de o echipă mai ambițioasă decât noi. Am avut ocazii, le-am ratat. Mi-a dat două goluri dintr-un penalti aiurea și un contraatac la care noi am fost descoperiți. Asta e fotbal. Nu marchez, marchează adversari. Credeți că poate să fie o înfrângere cu iz decisiv? Nu, mai sunt 5 etape, se poate întâmpla orice. Noi jucăm la fel ca și până acum, fiecare meci să-l câștigăm. Azi ne convenea și un egal, dar am vrut să demonstrăm că suntem mai buni și ne-am aruncat pe victorie și am pierdut. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc.